Fix acum un an, Romanian Business Leaders, despre care o să vă spun mai încolo, avea summit-ul. Și în mijlocul summit-ului fiecare vine cu idei. Au fost mai multe idei. Una dintre ele a fost ceea ce urma să devină Repatio, propusă de domnul Marius Băsca. Iată că a trecut un an și suntem aici. Și mulțumim Domnului că această idee a fost bine primită, am avut fan, așa cum spuneați cu prima vreme, mergând și întâlnindu-ne cu peste 1000 de oameni în diaspora. Și suntem încrezători că facem ce trebuie pentru țara noastră. Am pregătit câteva slide-uri despre românii din diaspora. Noi ne-am întâlnit cu mulți dintre ei, ne-am dat seama, am luat insight-uri și am zis, haideți să încercăm și o validare cantitativă. Și am făcut o cercetare în parteneriat cu Open Eye Research. Și este un studiu deschis, practic este online și de fiecare dată se mai adaugă informații. Am selectat câteva slide-uri. Timpul e foarte scurt și trebuie să fim conștienți. Lipsa celor dragi este cel mai mare dezavantaj al emigrării. Dacă ne uităm în stânga și că se vede mai greu de spate, nevoia de să zicem, venituri mai mari a fost motivul pentru care au plecat, dar dacă ne uităm în dreapta, vedem acel pic, lipsa celor dragi este resimțită de toți cei de acolo. Vă pot spune că în întâlnirile pe care noi le-am avut, nu am avut senzația că vedem oameni fericiți. Am văzut oameni care nu se simt acasă acolo, și mai grav este că am văzut oameni care nu se mai simt acasă nici aici, în luna august sau când vin acasă. Corupția este principala barieră pentru care nu s-a ajutat în țară. Sigur, am primit întrebări. Dom'le, chiar se întâmplă ce vedem la televizor cu Beciu Domnesc, cu PNA, chiar a început să se schimbe ceva? Am spus, da, chiar nu-și mai permit să mai riști, că știți că libertate. Urmează nivelul de trai din România. Și pe locul 3, mentalitatea de afară. Ei cred că și-au schimbat. Influențați de societățile unde locuiesc și-au schimbat cu mentalitatea. Le-am pus întrebarea dacă au planuri să se întoarcă în țară, apropo de mențiunea președintelui. Așa, vag, ar avea niște planuri. Și spun 68% că s-ar întoarce. Dar iată că jumătate nu pot estima când, pentru că nu e nimic concret. Totuși, ce e interesant de aici, vă pot spune că 40% dintre cei care au răspuns chestionarilor noastre online au spus că s-ar întoarce în ecartul adunat acolo de 3 ani. Iar vreo 19% se țin bine minte într-un an. Deci deschiderea este foarte mare în partea lor. Apoi am întrebat dacă ei ar investi. Și 63% au spus că da. Și așa cum vine domnul ministru a spus, agricultura este unul din domenii în care ei sunt interesați. Și mă bucur că aveți planuri cu domeniul agriculturii și turismului. Ce ne-a plăcut? Am văzut oameni patrioți cu drag și dor de țară și care văd țara, cred că mai bine de multe ori decât o vedem noi. Că iată, doar 18% cred că la România va fi mai rău. Ceilalți, 49% și 33%, 33% la fel, 49% cred că va fi mai bine. Deci vă dați seama ce capitală. Asta a fost câteva lucruri despre ce ne-au spus ei. Cercetarea este foarte mare, am respectat instituțiile Sandrei să mă încadrez într-un timp scurt. Vă spune câteva lucruri despre ce facem noi și ce planează. Romanian Business Leaders este fondația cu 300 de membri, în jur de 300 de elite din business, antreprenori și corporații, care este apolitică, neguvernamentală și non-profit. Cu misiunea de a face România o țară mai bună pentru businessul responsabil. Și astfel o țară mai bună
pentru toată România. Cu trei domenii principale. Educația, antreprenoriatul și buna guvernare. Mai multe detalii puteți vedea pe www.rebelefe.ro. Despre repasă. Inițiativă voluntară, suntem în jur, în momentul ăsta, dar sunt convins că după întâlnirea de azi va fi mai mult, în jur de 30 de antreprenori, din mediul privat și executiv din mediul corporativ. Dacă, pe scurt, așa aș fi întrebat ce înseamnă domnul Repatriot, înseamnă o platformă care are două dimensiuni. Inspirație și informație. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Kingsley mai devreme despre Joseph Nye, care spunea că atunci când vrei să obții ceva, prin a atrage. Asta e ceea ce am încercat să facem noi. Ne-am dus ca antreprenori și ce credeți că le-am spus? Se poate. Noi am făcut-o. Nu este încă roz în România. Dar se poate. Și oportunitățile sunt mai mari acasă decât acolo. Și noi când am început businessurile noastre, nu aveam oportunitățile pe care voi le aveți acum. Cu ce? Cu experiența pe care o aveți în străinătate, mentalitatea deja schimbată, cred că respectul față de muncă și anumite valori, oportunitățile din țară și mai ales fondurile europene. Ca să nu mai spun doar cele două speech-uri din dimineața asta ale președintelui și prim-ministru. Astea sunt argumente pe care, ce să zic, când Felix Cotrășcanu, Dragoș Atanasiu, eu și alții, când încetam businessurile, nu le aveam. Nu se punea pe inspirație. Modele de oameni care au reușit în țară sau în străinătate și care pot să inspire ca și ei să poată. Și informație. O platformă repatriot.ro în care adunăm acolo și am început și vă invit să o vedeți. Informație, consultanță, oportunități, conexiuni, instituții implicate și așa mai departe. Cum spuneam, s-a întâlnit un an. Aici sunt câteva fotografii. Am avut 6 conferințe în străinătate și 2 în țară. Am fost în Italia, am fost în UK, în Irlanda și în Spania. 1000 de oameni. Am avut și 2 conferințe în țară. Una pe 1 decembrie, la Alba Iulia, și una pe 24 ianuarie, la Focșani, ambele zile, nu? Fiind zilele Unirii. Și ăsta a fost gândul. După ce ne-am întors de acolo, încărcați, entuziaști, dar încărcați și de responsabilitate, am realizat un lucru foarte important. Nu mai trebuie să fie două români. Și iată că la Alba Iulia, vreo 150 de oameni am elaborat și am semnat noua declarație de la Alba Iulia, pe care dumneavoastră o aveți pe scaun. Aici sunt cele 7 puncte ale declarației. Nu are sens, mă bucur că a ajuns la dumneavoastră, vă puteți uita la fiecare dintre ele. Dar cel mai important este și aici sunt cele două rânduri importante. 1. În 2018 să celebrăm o Românie unită, diaspora cu țara. Și doar trebuie să ne gândim aproape acum 100 de ani ce rol a avut diaspora. Și la Unirea Mică ce rol a avut diaspora. Și așa cum Sfintele iarăși, scuză-mă că te tot citez, dar cred că însăși existența statului român, modernizarea lui, Constituția, care era printre cele mai moderne în 1923, sunt datorate diaspora. Și al doilea lucru este ca și concluzie pe care am dat-o la Ogilia, ca diaspora să fie prioritatea națională și statul român să consideră ca asta. Și mă bucur că suntem aici. Asta este prima dată a faptului că reprezentanții statului român să consideră ca asta. Dar m-aș bucura că în 2018 să vedeam, spune cu toții, cu deja câteva dovezi care astea sunt planuri din partea responsabililor, Realitatea Centrală și locală, mai ales locală, și am văzut asta la altă dată. Am văzut cât de deschiși sunt cei și cât de mult realizează nevoia. Pentru că nu e vorba doar de investiții, nu e vorba doar de bani celor din străinătate. Curând sunt business-uri care nu mai au forță de muncă în România. Cei sunt forță de muncă foarte bine pregătită în străinătate. Sunt cu totul alte dimensiuni ale repatriotului pe care le descoperim și noi aici.
În 2018, pentru noi, pentru proiectul nostru, avem obiectiv. Revenim o platformă completă. Noi suntem abia la început. Suntem voluntari. De informații și contestam într-o vorba între partenere. Și aici e un lucru care mă bucur că a fost menționat astăzi. Banii românilor să fie investiți și încheltuiți. Dacă ar fi să... E bine să folosim corect cuvintele. În engleză există un cuvânt care spune mai corect despre banii care se întorc în țară. Dar nu să vezi investiții. Eu știu că atunci când investești ceva, urmează să ți se întoarcă ceva cumva. Dar mi-e teamă, cu tristețe spun asta, că cei mai mulți bani care în România au fost cheltuiți. Nu investiți. Case care stau goale. Doar un exemplu. Și cred că putem. Noi cei care suntem aici să ajutăm ca banii care vin în țară să fie și investiți. Și al doilea lucru, pentru că e foarte important, capitalul de imagine pe care România poate avea prin românii din diaspora este extraordinar. Și asta spuneam acolo, românii din diaspora să fie autentic vector de imagine pentru România să ne facă. Câteva evenimente care urmează. Așa pe scurt. Chiar bine, câțiva dintre noi merg în America. La America nu știu dacă fiți o comunitate de peste 30.000 de români. Și aveam deja o conferință acolo. Pe 3-4 martie urmează summit-ul RBR, Women Business Leaders, cel e o dată pe an, în care sunt două zile în care sunteți invitați, sunt oameni care vor să facă ceva pentru țară. E atât de simplu. Fiecare vine cu idei, vedem ce idei să aleg, care canalizează energii și merge mai departe. Pe 7 martie, avem gala de parte. Este un lucru important pentru noi, pentru că, așa cum spunea și Kingsley, dacă nu avem fonduri, s-ar putea entuziasmul ăsta așa ușor să se să scadă. Și e foarte important să demersul să vină autosustenabil. Și atunci, colegii mei au gândit o gală foarte faină, de fundraising, cu licitație. Și vă pot spune că Simona Halep, Hagi, Năstase, Dragoș Anastasiu, Mihai Marcu, Felicită Tășcanu, sunt câțiva dintre oamenii care își pun ceva la bătaie. Din timpul lor, cu voi, cei care dacă vreți să licitați, și sau anumitorie. Vă invităm și în felul ăsta și veți ajuta proiectele Patriot și veți avea și, sigur, momente bune cu cei pe care vă dat. Iar în 2016, o să avem minim 16 conferințe, vor fi 3 în Germania, este una programată la Paris și una la Roma. Aș vrea să vă rog, dacă se poate, acesta este ultimul slide, să fiți alături de mine. Și să, nu știu, ca un semn de mulțumire pentru toți cei care au luat decizia să vină în țară, să facă ceva pentru țară, pentru Sandra, pentru prim-ministru, pentru jumătate de guvern, pentru toți repatrioții care poate nu mai sunt. Și datorită cărora suntem noi aici, să le mulțumim un aplauz frumos.